ziua, doamnelor și domnilor, sunt Cristina Munteanu, bun găsit la Observator, iată care sunt titlurile ediției. Avem în continuare cod galben de ger în Argeș, venim cu sfaturi foarte importante de la specialiști pentru această perioadă când ne confruntăm cu ger polar. Le aflați imediat. Bugetul pe 2016 la nivelul județului Argeș a fost elaborat și urmează să fie supus dezbaterii publice săptămâna viitoare. Care este valoarea bugetului și mai multe despre acesta aflați în Observator. Un protocol extrem de important a fost semnat marți între Prefectura Argeș și Camera de Comerț și Industrie Argeș. Ce se dorește prin acest parteneriat vă spunem în câteva minute. Ați aflat deja că județul Argeș se află sub cod galben de ger până joi dimineață. Din acest motiv, medicii au considerat că este necesar să vină în ajutorul dumneavoastră cu o serie de sfaturi pentru a vă feri de temperaturile extrem de scăzute. Cu siguranță sunt cele mai reci zile ale anului în Argeș, temperaturi care pot afecta sănătatea tuturor. Tocmai din această cauză ar fi bine să ascultați sfaturile medicilor. Eu aș sfătui ca pacienții și, mă rog, toate persoanele să se îmbrace adecvat, respectiv cu haine mai groase, să evite consumul de băuturi alcoolice, de asemenea să evite expunerea la temperaturi brusc de la cald la rece și invers respectiv, mai ales pacienții astmatici și nu numai, și să consume cât mai multe lichide, respectiv ceaiuri. Din cauza frigului, dar și a poleiului, numărul pacienților ajunși la spital a crescut în ultimele zile. Ponderea a crescut, numărul lor a crescut considerabil în aceste zile. De ce afecțiuni? Predominant cu afecțiuni respiratorii și, nu în ultimul rând, și traumatisme, respectiv căderilor, alunecărilor de la același nivel, căderi pe gheață. Cea mai expusă frigului în aceste zile este pielea. Aceasta are nevoie de îngrijire mai atentă decât în restul anului. Un alt sfat al medicilor este ca pe vremea rece să consumați cât mai multe alimente bogate în proteine, deoarece acestea cresc temperatura corpului într-o măsură mai mare decât carbohidrații și grăsimile. Codul galben de ger și temperaturi scăzute din Argeș va rămâne în vigoare și zilele următoare. Bugetul pe 2016 la nivelul Argeșului a fost elaborat și urmează să fie supus dezbaterii publice săptămâna viitoare. Anul acesta avem un buget de 343 de milioane de lei. Cea mai mare sumă va fi alocată Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului, însă o pondere importantă va fi direcționată către învățământ și cultură. Bugetul Consiliului Județean pe anul 2016 a fost creionat deja și are câteva caracteristici diferite de alți ani. Președintele Consiliului Județean, Florin Tecău, spune că zilele următoare se va întâlni cu reprezentanții unităților administrativ-teritoriale pentru a discuta pe marginea bugetului la nivelul județului și a stabili necesitățile și prioritățile lor, astfel încât împreună să stabilească și sumele ce le vor fi alocate. Cert este că bugetul Consiliului Județean Argeș anul acesta este de 343 de milioane de lei. În prima fază este un buget mai mare decât cel de anul trecut, ce a fost de 280 de milioane, dar situația nu stă deloc așa. El pare teoretic mai mare, dar în fond cheltuie mai puțin bani. De ce? Anul acesta vor fi două alegeri, două perioade de alegeri pentru care trebuie să alocăm bani. Anul acesta, tot anul se vor plăti măririle de salariu la bugetari, care anul trecut au început în octombrie și în decembrie. Deci nu s-au plătit decât 3 luni de zile. Anul acesta va trebui să suportăm măririle de indemnizații la Direcția de Asistență Socială pentru hrană și pentru însoțitori. Tot anul acesta Consiliul Județean plătește indemnizațiile elevilor, este pentru prima dată, până acum le plătea Guvernul României. Plătim indemnizațiile elevilor cu dizabilități care merg la școli cu program normal. Și tot anul acesta, atunci când am primit bugetul și când el a fost aprobat în decembrie, nu s-a ținut cont de două lucruri. De micșorarea TVA-ului și de creșterea salariului minim începând cu luna mai. Cei mai mulți bani din buget vor fi dați în 2016 Direcției Generale de Asistență și Protecție Socială Argeș. Vorbim de un procent de 45%. Ca pondere imediat este vorba de banii repartizați transporturilor, reparațiilor și investițiilor la drumuri, procentul fiind de 14%. O altă pondere importantă de 8% este pentru învățământ, 8% de asemenea pentru cultură, culte și proiecte de tineret, 7% pentru mediu, iar pentru sănătate 4,6%.
6%. Bineînțeles că din buget vor fi alocate sume și pentru alte activități, dar procentele sunt mai mici. Până când bugetul va fi supus dezbaterii publice, cel mai probabil aceasta va avea loc miercuri 27 februarie, este posibil să se vină cu propuneri de amendamente. Important de știu mai este și faptul că bugetul la nivelul județului Argeș va fi supus preaprobare în data de 2 februarie într-o ședință extraordinară. Un protocol extrem de important a fost semnat marți între Prefectura Argeș și Camera de Comerț și Industria Județului. Se dorește facilitarea dialogului între instituții. La întâlnirea dintre reprezentanții Prefecturii și cei ai Camerei de Comerț au participat și directori de instituții, dar și oameni de afaceri argeșeni. Scopul acestui protocol este de a crea cadrul necesar unei bune comunicări și colaborări dintre instituțiile statului, Camera de Comerț și mediul de afaceri. Prin întâlniri directe între conducătorii și reprezentanții instituțiilor deconcentrate și mediul de afaceri local, pentru discutarea, rezolvarea și preluarea problemelor și propunerilor venite din partea mediului de afaceri. Invit în mod public pe această cale și alte instituții ale statului să folosească aceste prevederi din legea 335 și să aibă legătură cu comunitatea de afaceri locală prin intermediul Camerei de Comerț. Dezvoltarea unui județ, a unei industrie, a unei economii nu e posibilă fără o conlucrare, o cooperare între oamenii de afaceri și aceste instituții care, de fapt, sunt determinante în bunul mers al industriei, al economiei într-o țară civilizată. Se dorește de altfel și facilitarea dialogului dintre cetățeni și instituții. Birocrația din ultimii ani a fost condamnată aprig de vicepreședintele Camerei de Comerț și Industrie Argeș, Gheorghe Badea, care s-a arătat de-a dreptul revoltat de faptul că, pentru un lucru cât de simplu, ai nevoie de zeci de avize, chiar și de la instituții care nu au nicio legătură cu ceea ce vrei să faci. În ultimul timp, birocrația a crescut și mai mult. De altfel, este de caracteristică ultimilor zeci de ani. Dacă în acest hățiș de legi, de proceduri, noi directorii deconcentrate și nu e director care nu e instituție să nu contribuie sub o formă sau alta la bunul mers al unei firme, de la câțiva oameni până la mii, indiferent că e firmă mică sau mare. Dialogul acesta pe care noi îl purtăm cu dumneavoastră, care sunteți reprezentanții mediului de afaceri și merg chiar spre baza acestui important filon al societății, trebuie să continue și vă promit că va continua alături de colegii de la instituții deconcentrate care și-au arătat deschiderea și și-au manifestat interesul pentru acest proiect. Repet, în liniile pe care programul de guvernare a asumat al Guvernului României, al primului ministru Dacian Cioloș și ale administrației sunt deja menționate. În urma întâlnirii de marți s-a stabilit o viitoare ședință, de data aceasta între reprezentanții ITM Argeș și cei ai Camerei de Comerț și Industrie. Pe 28 ianuarie se va întâmpla și se va discuta despre aspecte legislative importante care privesc mediul economic. Familiile cu mai mulți copii de vârstă preșcolară și cu un venit de sub 284 de lei pentru fiecare membru vor primi lunar câte 50 de lei de copil. Banii vor fi atribuiți fiecărui copil care se încadrează în programul de la grădiniță, condiția fiind ca micuții să nu aibă absențe nemotivate. Responsabili cu evoluția și prezența copiilor la unitatea de învățământ în cauză vor fi asistenții sociali de la fiecare primărie. Familia Puiu locuiește în comuna Băbana și are 4 copii. Părinții nu au serviciu, iar veniturile lor se ridică la 1000 de lei lunar. Conform noii legi, beneficiare vor fi gemenele familiei, Erica și Paula, în vârstă de 3 ani și jumătate, care sunt la grădinița din satul Lupuien de o jumătate de an. Mama lor spune că banii sunt bineveniți, iar decizia este un stimulent financiar excelent ce o va determina să aibă grijă ca micuțele să meargă la grădiniță. Mă ajută foarte mult, pentru că le iau ceea ce trebuie. În felul acesta, copiii credeți că se vor obișnui cu prezența și la școală, nu numai la grădiniță? Da. Da. Ele au mai mers la grădiniță, sunt deja obișnuite, le place foarte mult în colectiv, sunt asociate cu copiii foarte bine. Nu. Vă motivează în plus această lege? Da, foarte mult. Da, ne motivează în plus datorită faptului că ne ajută
la partea financiară. Și edilul șef din Băbana spune că este o decizie bună, iar conform anchetelor sociale, din cele 80 de persoane care beneficiază de ajutor social, 19 vor primi acești bani. Este un colac de salvare pentru ei, 50 de lei pe lună, ia alimentele. Eu fac un calcul, 50 de lei pe lună înseamnă deja 50 de pâini. Da, 50 de lei pe lună înseamnă 20 de kilograme de zahăr, deci sunt niște beneficii pentru fiecare familie. Avem 19 cazuri, am colaborat cu școala, doamnele educatoare ne-au dat prezența, prezența trebuie să fie obligatorie la școală și noi vom întocmi un dosar. Avem și câțiva părinți care poate acum îi stimulăm cu această hotărâre venită nouă. Autoritățile locale spun că asistenții sociali vor fi cei care vor avea grijă ca micuții să fie prezenți la grădiniță, asta pentru că, în caz contrar, ajutorul va fi retras. Mai mult, au convingerea că toate familiile care vor beneficia de acest ajutor se vor îngriji ca micuții să nu absenteze de la unitățile de învățământ preșcolar. 15.000 de mașini Dacia Renault sunt rechemate în servisuri pentru corectarea unor erori de calibrare a controlului la motor. Este vorba de autoturismele echipate cu motorul de 110 DCI. Reprezentanții Dacia susțin că sunt conștienți de problemă și în producție a fost deja rezolvată. În ultimele zile, în spațiul public au apărut câteva informații conform cărora Renault ar fi rechemat în jur de 700.000 de mașini pentru o actualizare de soft. Reprezentanții grupului susțin că nu este adevărată această informație, chiar dacă în această perioadă are loc într-adevăr o operațiune de rechemare. Renault confirmă că are loc o operațiune de rechemare. Sunt vizate aproximativ 15.000 de vehicule echipate cu motorul 110 DCI. Acțiunea constă în corectarea unei erori de calibrare a controlului motorului. Această problemă este cunoscută și rezolvată deja în producție din septembrie 2015. Se arată într-un comunicat de presă trimis de Direcția de Comunicare a grupului Renault. Toate vehiculele Renault respectă normele în vigoare, așa cum a anunțat în decembrie 2015, se mai arată în același comunicat de presă. Puștelul Câmpulung a întregit lista echipelor de Liga a 3-a, care au început pregătirea de iarnă. Antrenorul Ovidiu Tică și-a adunat jucătorii la stadionul din Câmpulung, iar anul a început cum nu se poate mai bine pentru mușceleni, aceștia devenind peste iarnă lideri ai clasamentului. Muscelul Câmpulung a devenit liderul clasamentului seriei a treia, având o opțiune serioasă pentru promovarea în Liga a doua, fiind la 3 puncte de următoarea clasată CSA Fumat. Asta după ce, deși nu este înregistrat oficial, abandonul echipei de pe locul 1, Inter All Slatina, este iminent. Fără 3 jucători de bază care au părăsit gruparea din Câmpulung, oficialii echipei spun că vor face un retur la fel de bun și vor întregi lotul în cel mai scurt timp. Nu ne comparăm cu bugetele celor de la SCM, de la Pitești sau cu cei de la Turnul Măgurele, care sunt ajutați de un puternic sponsor. Am văzut și noi că fac transferul pe bandă rulantă și nu orice transferuri, ci nume de marcă în fotbalul românesc, care au confirmat. La fel ca și în tur, din punctul meu de vedere, din punctul unui manager care manageriază această echipă, încă aștept ca loturile la divizia B să fie conturate și de atunci sunt sigur că vor mai pica cel puțin 2 jucători care ne vor ajuta pentru returul de campionat. Deci încă nu ne grăbim, pentru că vă dați seama, un jucător care vine de la Liga a doua, cum a fost și situația din tur a lui Stancu, a lui Cotiga, a lui Voicu, la fel am reușit pe ultima 100 de metri să-i luăm și vedeți că, cât de mult ne-au ajutat. Deci încă este prematur, de-abia astăzi este prima zi de pregătire, avem timp să ne formăm o echipă competitivă. Începe o perioadă destul de grea cu acumulări, pregătire fizică, o perioadă la nivel local de 2 săptămâni, după care, după cum știți, pe 31 vom merge la Sinaia și va fi o pregătire centralizată de 8 zile. Și ușor, ușor, după acea perioadă, vom intra în linie dreaptă pentru pregătirea începutului de retur de campionat. Dintre cei care s-au alăturat echipei, fără însă a semna vreun angajament, se numără Claudiu Ionescu de la Metalul Reșița, Robert Dalu de la Liga 4, Robert Beuran, tot de la Liga 4, Peter Marius de la Brașov și Florin Turcin de la CS Mioveni. În schimb, la capitolul plecări, pe listă apar George Cotigă și Bogdan Stancu, care au semnat cu SCM Pitești, Ovidiu Stan, Alex Turnescuș și Hăidan.
și Atletic Bradus a reluat pregătirea de iarnă, dar la primul antrenament pe 2016 au participat doar 13 jucători. Ședința de pregătire a fost condusă de Adi Popescu și a fost făcută în sala de sport de lângă stadion. La reunirea lotului au lipsit 8 jucători, 6 dintre aceștia și-au reziliat contractele cu gruparea Alverde, iar alți doi au avut situația incertă. De asemenea, au fost prezenți și 3 jucători noi veniți deocamdată în probe, în timp ce alți doi se vor alătura echipei de mâine. La reunire au venit așadar fotbaliștii care au făcut parte din lot și în turul campionatului: Velianu, Șerban, Munteanu, Constantinescu, Păun, Aria, Șerbănică, Genaru, Stan, Voicu, Sebastian și Soare, dar și Preda, Cercelaru și Călin veniți în probe. Au lipsit Tănas, Iamandi, frații Naciu, Dumitrache și Dima, cărora li s-au reziliat contractele. În zilele următoare sunt așteptați și alți 4 jucători din Olt, un portar și 3 jucători de câmp, tineri. Antrenamentele se vor desfășura o perioadă pe plan local, zilnic, atât pe terenul mare, cât și la sala de forță. Aceasta fiind o perioadă specifică de pregătire, în care baza se pune pe antrenamentele fizice și pe acumulări. Energia Târgu Jiu va disputa astăzi la Pitești cel de-al 4-lea joc din grupa S a FIBA Eurocup. Singura echipă de basket masculină a României rămasă în cupele europene întâlnește de la ora 19:30 la sala sporturilor din Trivale pe Cibona Zagreb, una dintre forțele Croației. Gorjenii vor avea o misiune foarte grea în confruntarea din această seară, având în vedere adversarul pe care îl vor avea în față. În confruntarea din tur disputată la Zagreb, Cibona a reușit să se impună la o diferență de 5 puncte, scor 93-88. După 3 etape jucate în această grupă, echipa din Târgu Jiu ocupă locul 3 cu 4 puncte, în timp ce croații se situează pe treapta secundă a podiumului cu 5 puncte. Acestea au fost, doamnelor și domnilor, știrile de la Pitești. Sunt Cristina Munteanu, vă mulțumesc pentru atenție. Urmează Acces Direct. La revedere!